Multe dintre cadrele didactice nu au revenit marți 6 iunie la catedră, așa cum sperau membrii executivului, după ce pe 1 iunie au adoptat o ordonanță de urgență care prevede creșteri salariale ale angajaților din sistem cu 1000 de lei brut sumă fixă pentru personalul didactic de predare și auxiliar și cu 400 de lei brut sumă fixă pentru personalul nedidactic, deși sumele nu erau cele agreate de membrii sindicali. Mai mult decât atât, pentru ca salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, așa cum au solicitat, nu există nicio garanție cu valoare normativă care să fie stipulată clar în această ordonanță. Bineînțeles că nu au revenit și noi acum tocmai asta, centralizăm informațiile din fiecare unitate școlară, dar încă centralizăm, dar deja din ceea ce avem până acum, 32, da? Greva continuă, greva generală continuă. Cum va fi în privința înscrierilor, că se fac în această perioadă înscrieri la grădinițe, pentru evaluarea națională am văzut, da? Nu este treaba noastră asta. Uh-huh. Noi dacă suntem în grevă, n-are cine să facă înscrieri la grădinițe, la înscrieri la bacalaureat și așa mai departe. E treaba celor care se ocupă cu a ministerului, cu administrarea, să ei să gândească cum o să facă și o să vedeți că lucrurile fără noi nu o să se poată face. Asta vă spun. Noi am dorit să ajungem la... ca revendicările noastre să fie toate împlinite. Acum, liderii naționali au și cerut o întâlnire cu reprezentanții guvernului pentru a discuta despre aceste revendicări ale noastre, dar încă nu avem un răspuns de la ei că ar veni la negocieri și nu aș putea să spun ce se va întâmpla decât după ce avem rezultatul oficial de la aceste întâlnire. Deocamdată noi ne pregătim de un mare marș și meeting de protest la București, joi. Deja au fost duse și documentele necesare la Primăria Municipiului București și a fost, ca să avem aprobare și continuăm greva. Dacă cei care la îndemâna cărora stă să iau o decizie care să amorseze conflictul de muncă și să ne vedem de treabă tac, noi ne vedem de treaba noastră. Pentru foarte mulți dintre colegii noștri, creșterile salariale sunt între 13 și undeva 24%. Mm-hmm. În foarte puține cazuri se ajunge la 25%. Asta pe de-o parte. Dar cel mai important este faptul că nu avem nicio garanție că de la 1 ianuarie 2024 grila de salarizare va începe așa cum am spus-o și o tot repetăm, cu salarizarea de la salariul mediu brut pe economie ca fiind egal cu salariul debutantului. Și în același timp cerem ca această mărire să se acorde într-o singură tranșă, așa cum s-a acordat și la sănătate în 2019, iar noi am salutat lucrul acela. Marți 6 iunie au început înscrierile la evaluarea națională pentru elevii de clasa 8-a. Probele ar urma să se desfășoare în perioada 19-22 iunie 2023, însă este posibil ca acest calendar să sufere modificări în contextul grevei profesorilor în cazul în care negocierile vor eșua și săptămâna aceasta. Organizațiile profesorilor transmit că solicită guvernului o garanție pentru ca salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie. Urmează ca alte negocieri să aibă loc între membrii guvernului și liderii sindicali, dar și un amplu protest care se va desfășura joi 8 iunie în capitală.